Salut și bine am venit la un nou video. Suntem la peștera Dâmbovicioara și vreau să vă arăt cum arată cheile unde începe peștera. Deci voi așa o idee cât de frumos e drumul. E fix pentru niște chei. Și avem și un pârâu. Vreau să vă arăt intrarea. Pe vom intra în pește. Deci cam așa arată tot. Sunt niște chei foarte frumoase. Și acum vom urca sus la peșteră, da? Și în peșteră e frig. Ia. Asta e problema, că să citească. Pauză și citiți. Așa. Și haideți să mergem în peșteră. De uite, să urcăm niște scări. Din păcate, în peșteră e foarte frig și eu sunt la tricot, pe cum se vede. Hai. Ia mă, îmi asum. Sunt niște chei, uitați. Deci e drum, niște chei, dar alea frumoase. Deci sunt niște chei. Aha. Deci ai de urcat niște scări și vei intra înăuntru. Peștera are o lungime de 250 de metri. Ce zice cea domnul? Păcate nu m-am echipat. Peștera Dâmbovicioara. Ia. Pauză la hartă, ar să vedeți ceva. Că you are here. Mai e în față, peștera dracilor. Mai avem aici ciocanul. Așa. Hai să intrăm. Apropo, am bilet. Să știți că nu e 15 lei biletul. Și e doar cash. Deci, vă trebuie cash. Altfel nu puteți. Și am dat în peșteră. Oh, peștera, când dată, arată ok. E frig. Foarte frig. Mai sunt între 5 și 10 grade. Cam mare. Wow, uitați. E ieșirea. Ceea ce avem, două despărțituri. Hai pe asta prima oară. Care e așa cu lună fosforescentă. Ia ce e aici. Nu dau seama. Wow. E ce drăguț e. Pacă legea, scuzați. Se lasă asta cu mine. Uitați. Și că-s ghețari. Așa zice. Uite aici e lumină mai, care putem să vedem și noi. Scuzați cu focusul. Wow. Ia uitați. Cât de frumos. Bă, deci peșterile sunt o minune a naturii. Peșterile. O minune a naturii. Lasă cum curge apa. Liniște. Se aude. E fel de grotă, dar nu te poți duce. Vreau să sunt impresionat, v-am zis. Are o lungime de 250 de metri la 15 lei. Iar o să-mi iau puțin de peștera aia din Râșnov, care am dat 25 și e un cerc rotund. Acum e și de scary. Bine, nu sunt singur. Sunt cu tatăl Alexandrei. Am cam gru cu focusul aici, dar avem ce vedea. Place că nu te aplici mult. Wow, place. Me gusta. Dar uite un craniu. A, nu e, așa părea. Părea, dar nu e craniu. Am zis că era un craniu de urs. Mă, sincer, cred că sunt... Cam am învățat cu... Deci cam așa e toată, are așa ca un formă de ghețari. Cam are așa o formă. Ia, și-o ia și capul în asta.
Uite o seminte. Uite oase. Ora asta corcobastu ca aur. Nu știu. Ce este aici? A, ursus. Ursul de pește, ca să citiți dacă vreți, pauză. Ursus pelarus, ursul de peșteră. Ideea era cea mai comună în peșterile astea. De aia s-au găsit multe oase. Atenție la cap. Pa, avem două despărțituri. Care e aia bună? Hai pe aici. Hai să nu capul astea că... Uite, la peștera aia lumiței aveai căști în cap. Uite, cineva acolo a scris. Cineva a scris, a mâncit natura. La peștera aia lumiței, la început, îți dădea, aveai căști, să spui, dar la căști, protecție în cap, ca să nu dai capul ăsta, ăștia n-au ăștia. Aici ce vrea să însemne? Interesantă culoare, ia pe telefonul meu. Asta e, uite ce mișto. O minunăție. Și această peșteră cantă îmi place, mi-e plac peșterile. Da, 15 lei nu e mult. Dacă v-am zis cash, fără card. Pentru că dacă mergeți cu cardul și nu aveți cash, nu o să intrați, pentru că ăștia încă n-au aflat de POS. Mamutul. Unde e mamutul, mă? Ah, cred că mă refer la mamut. Asta e rock. Ia să citiți, care vrea. Și asta e, nu? Apele numărul 1. Poți să o sunete de la calul aici. Aici, așa mai lucios, ce lucește. Avem numărul 2. Ia să citiți. Așa, haideți. Hai în față. Acum trebuie să mai aplicăm și noi puțin. Au, mai picurat apă pe spate. Cea mare frică este că cumva să nu se prăbușească peștera cu tine. Aici cea mare frică. Cred că a fiecăruia. E pământ numai de aici. Trebuie să găsește nimeni. Sunt sute de tone de pământ, mii de tone. Mii. Ia să vă în spate. Am grijă să fim în peșteră. Dacă ai un focus bun, dar se cunoaște, vă dați voi seama. Nu trebuie neapărat să mai focusul, dar sunt luminile astea care nu strică, dar n-am ce să fac. Așa, ce se încheie, nu? Ok. Deci aici se încheie. Deci de aici se merge doar cu echipament. Echipament se duce pe aici. Și cam asta e turul peșterii, nu? Cam asta ar fi. Nu trebuie să chinuie și mă. Păi da, dar e pentru cei cu echipament. Exact. Profesioniști cu echipamente, cu autorizare și cu experiență în așa ceva. Bă, cam asta a fost. Să se focuseze dracul ăsta, că e normal, e peșteră, n-am cum, mă scuzați, n-am ce să fac. Da, mai se defocusează din cauza că se schimbă întuneric, lumina și mai departe. Dacă ții ușor, uitați piatra, iau ce frumos. Erau alte de mâini. Da. Și acolo ce mișto. Aha, te și aici. Vezi? Ale. Da, hai să bag un mic zoom. Lăsăm noi mișto, jos.
Aha. Deci nu știu, arată. Mai curat. Deci, până aici cu peștera, sper că v-a plăcut. Peștera Tâmbovicioarei. E o peșteră ok. Prețul e bun, 15 lei. O recomand să vizitați și vă mulțumesc de vizionare, like, subscribe și ne vedem la următor videoclip. Pa, mulțumesc!